Un adevărat regal al melodiilor și dansurilor strămoșești s-a desfășurat duminică 12 august 2012 la Casa de Cultură din Comuna Bobulești, Raionul Florești. Aici s-au adunat colectivele din Raionul Florești pentru a promova cântecul popular la festivalul Izvoarele Melodiilor. Toți au adus de acasă ce au avut mai bun, cântece frumoase, dansuri deosebite și costume populare excepționale. Scopul organizării acestui festival raional este de a păstra și a promova tradițiile și cântecele folclorice care se cântă la noi la Baștină în Raionul Florești. Câte ansamble participă astăzi? Astăzi, la acest festival, la Izvorul Melodiilor, pe care noi așa i-am dat un generic frumos, deoarece în satul Bubulești sunt foarte multe izvoare, participă 10 formații artistice și colective cu titlu model. Se va păstra această tradiție pe viitor? Da, această tradiție, odată în 2 ani, trece la Bubulești. Ne stăruim ca în fiecare duminică să avem festivale raionale în diferite zone. Iată, duminica viitoare, data de 19, un festival raional la umbra Teiului va avea loc în satul Bahrinești. Unii vor participa circa 15 formații și colective artistice de artiști amatori. Cui se datorează această organizare? Cine sunt organizatori? Organizatorii este Secția Raională de Cultură, sub patronarea Consiliului Raional Florești. Este o tradiție. Aproape în fiecare an sărbătorim la Izvorul Melodiilor. Satul Bubulești este înconjurat de 5 izvoare care sunt construite de familia Condrea. Și în cinstea familiei Condrea, noi aproape în tot anul facem festival la Izvorul Melodiilor. Dacă a fost timpul favorabil, avem să facem lângă izvor festivalul. Dar ne-a stricat o leacă vremea și festivalul facem în localul Casei de Cultură din satul Bubulești. La festival participă 9 formații artistice, dintre care 5 model și 4 formații artistice. Din satul Bobulești, 2 ansambluri, Bob și Bobocel, pe lângă Casa de Cultură din satul Gracamici, Flori din Măr, din satul Mărculești, din satul Frumușica, satul Bahărnești, satul Cucurești de Sus, mai sunt, să-mi amintesc, Dumitreni trebuia să vină, nu știu dacă a venit și activează astăzi. Asta e o plăcere pentru populația din satul Gozdova, o parte și de locuitori din satul Gracan și participă la festival. Asta e mândria satului, mândria colectivilor și le doresc la toate colectivul succes pe terenul artistic și să ne mai bucure cu cât și populare moldovenești pe scenă din satul Bubulești, localul Casa de Cultură. Feronii de satul vine de la peștișorii mici, Bagoieși, care se prindeau de atunci în rău. Iar a treia legendă vorbește că teritoriul satului pe atunci, nepopulat, a fost refugiul unei tinere perechi îndrăgostite, care a fugit în lume din motivul că părinții nu le dau binecuvântare pentru căsătorie, fiindcă ea era bogată, iar el sărac. Întâmplător, prin buzunarele tânărului, s-au găsit boabe de grâu, pe care le-au semănat aici. Boabele au încolțit și au rodit. Tinerii au rămas să trăiască aici, dând localității numele Bubulești, de la numele acelor boabe de grâu. Thank you.
Yeah, we're not the